America, țara făgăduinței, a tuturor posibilităților și a egalității de șanse, este cea în care vin cât mai mulți români pentru a se realiza. Aici, în New York, începe povestea lor de obicei, pentru că ei emigrează în acest spațiu, apoi se duc mai departe, în toată America. De ce? Pentru că ei încearcă să se realizeze acolo unde n-au putut, în țara lor. Veți vedea în continuare, în acest documentar, poveștile unor români de succes, oameni care pot fi modele pentru ceilalți. Îi veți vedea în continuare și veți înțelege despre ce este vorba. Mike, mulțumesc că ați acceptat tu și fratele tău să fiți parte a acestui documentar. V-am cunoscut de mai mult timp, dar întâmplător ne-am revăzut pentru ceea ce ar putea să fie povestea unor români de succes în Statele Unite, acele modele pe care alții poate ar vrea să le cunoască, dar n-au ocazia. Tu ești acum cel care poți să spui de unde ai plecat și cum ai ajuns în locul în care te afli acum. Fiecare are povestea lui, bineînțeles. Am crescut în România, în Transilvania, în Cluj. La 14 ani am decis să-mi iau frâiele în mână și m-am dus la liceu militar. Am terminat liceu militar la Alba Iulia, după care m-am dus la Academia Militară la Sibiu. Am terminat acolo ca și ofițer în armata română. Ceea ce a fost pentru mine primul contact cu America a fost în anul 2001, când, ca și ofițer în armata română, am reușit să fiu unul dintre singurii ofițeri care participă la un studiu de perfecționare de 6 luni la Fort Sill, Oklahoma. Eram în artilerie, se numea Captain Career Course. Și am venit pentru 6 luni. A fost o experiență care mi-a schimbat viața. Fratele meu, Mircea, era deja în America, lucra la o agenție în Salt Lake City, Utah, și în vacanța de iarnă am avut ocazia să mă duc să-l vizitez, să vedem ce face. Când m-am întors în țară, ceva m-a chemat înapoi, ceva îmi zicea că e super să fii în România, there was something that mă chema înapoi în America. Am venit prima dată în 2004 și de atunci, uite, suntem în 2016, 12 ani mai târziu, să fast forward un pic, am ajuns să termin aici, am terminat o facultate de Master in Business Administration, am lucrat pentru o bancă în America pentru vreo 7-8 ani în their online department și am fost very successful acolo. După care am venit cu Mircea și lucrăm la fundația aceasta din Salt Lake City, care se numește Căstapulus Dream Foundation, Camp Căstapulus. Și prin ceea ce facem noi... Cine este acest Camp Căstapulus? Camp Căstapulus este o agenție non-profit care s-a înființat acum 50 de ani în statul Utah și oferă servicii pentru copii și adulți cu dizabilități și cu toate abilitățile copii în nivelul educațional, social și also al social work, deci să integreze în societate, să devină muncitori și contribuabili în loc să fie cei care le întinzi o mână și primesc suport. Servim copii din toată lumea, avem copii din tot Statele Unite ale Americii și din United Kingdom, din Marea Britanie și din Canada și din alte țări vin la programele noastre pentru că sunt unique. Deci eu sunt Chief Operating Officer acolo la firma respectivă și sunt responsabil pentru programe, pentru facilități și împreună cu Mircea am reușit să aducem această credibilitate asupra României pentru că le-am arătat că se poate, românii sunt harnici, românii sunt dedicați, sunt pasionați, se asimilează. Pentru americani este foarte important să te vadă că ești asimilat în comunitatea lor și că ești one of them. I used to feel that I was like a big burden to my mom, but now I don't feel that anymore because of coming to Camp K. It feels so good when I come up to camp and I know that people are not gonna talk to me like a baby. They're gonna talk to me like a smart and intelligent. I used to be so afraid of walking. I'm so afraid of any physical activity.
I built my self-esteem and blossomed into a completely different person. Consider că ești un om împlinit, că ai renunțat la viața din România și ai venit în Statele Unite? Cariera pe care mi-am stabilit-o după ce am lăsat România și cariera militară, să ajut în America să develop ceea ce sunt, da, sunt fericit. Sunt fericit că am reușit aici. Toți oamenii de succes din statul Utah și în afara statului Utah ne cunosc și sunt mândri pentru că noi suntem români americani care ne-am stabilit aici și suntem foarte pasionați. Ca și români, român întotdeauna își dă tot interesul să devină succesful. Dar voi sunteți frații din Utah, din Salt Lake City? Voi sunteți cunoscuți așa, frații români de acolo? Da, suntem cunoscuți ca și frații Divricean, care când mergem la un eveniment the Romanian Brothers came. Deci exact cum ai zis tu, suntem frații din Utah. These brothers have opened the world to people that have had a hard time, have had incredible adversity in their lives, and they're going on rope courses, and they're discovering an independence that they've never had before. And who's crazy enough to take children and people that are very limited and think they can't do much and introduce them to a world they've never even imagined? These two brothers. They have done incredible things. Mircea, tu ești, din câte cunosc, un personaj care ar putea reprezenta pentru orice român modelul de succes al unui român care pleacă de la zero și ajunge departe, deși n-ar fi avut niciun fel de perspectivă. Povestește-ne cum ai reușit tu să-i convingi pe americani, pe americani în sensul de cei în comunitatea în care te afli, că ești o personalitate care merită să fie introdusă în cele mai înalte cercuri din statul Utah. În 1998, când eram la facultate, la Babeș-Bolyai University, am avut oportunitate să mă înrolez într-un program de student exchange. Și foarte puțini români primeau viză la acea dată în România să vină în Statele Unite. Am primit viza, am venit în Statele Unite și mi-a schimbat total perspectiva de viață. Pentru că am avut oportunitatea să lucrez într-o fundație, într-o asociație care ajută copii care nu au aceleași abilități pe care le avem noi. Și mi-a schimbat total orientarea și percepția față de viață. Mi-am dat seama că te conectezi cu lumea, te conectezi cu societatea dacă ai o inimă deschisă și dacă vrei să ajuți pe alții. Dacă ajuți pe alții și te dedici societății, atunci se deschide. Ești un caz special. În America tu nu lucrezi pentru profit. Da. Tu lucrezi pentru non-profit. Exact. Acest lucru este de neimaginat, inclusiv pentru români care se așteaptă ca acolo unde te duci în America să faci bani. Spune-ne cum e posibil, adică e o contradicție. Tu faci bani, dar nu pentru tine. Trăim în capitalism. Lumea aleargă după bani. Lumea încearcă să facă cât pot de mulți bani. Dar îți dai seama la un moment dat că banii nu te fac fericiți. Deci ceea ce te face fericit, dacă vorbești, noi am vorbit cu miliardari americani care sunt donori la noi, îți dai seama că ceea ce te face fericit, ceea ce te împlinește, este atunci când poți să ajuți o altă persoană. Și ceea ce facem noi și ne-am dedicat, am venit în această țară să facem acest lucru, este pur și simplu dăm altor oameni oportunități să aibă o viață mai bună. Bun, cum de programul acesta pentru copiii cu dizabilități? E un program mondial sau vreți să-l extindeți în America, vreți să-l introduceți în alte programe? Așa cum a zis și Mihai, fratele meu, este un program foarte unic. A început acum 50 de ani și se bazează pe experiential education, cum se zice în Statele Unite. Adică nu asta este cartea, învață, îți dau un examen. Este fiecare persoană, în loc să fie cookie cutter, cum le zicem noi în Statele Unite, adică un șablon pentru toată lumea, fiecare persoană învață diferit. Fiecare persoană are diferite abilități și trebuie să le descoperim abilitățile lor. Și atunci, ăsta este programul care avem noi. Oameni care au diferite abilități fizice, cognitive, vin în programul nostru, noi ne focalizăm pe ceea ce ei pot să facă mai bine și îi empower, le dăm puterea ca din interior
să le placă și să simtă că pot să realizeze ceva și atunci ei se focalizează pe succes. Și asta este ceea ce facem. Avem un parteneriat cu Department of Human Services, Federal Government, și există o mișcare în Statele Unite prin care oamenii care au 20% din populația Statele Unite, 56 de milioane, au disabilități, ei încearcă să vadă, nu există totuși o oportunitate pentru ei. Poate că pot să învețe anumite skill-uri și să aibă joburi, să primească un salar, să fie contribuabil în loc să ia de la buget. Și această mișcare este pozitivă din multe puncte de vedere, pentru că ajută pe acești indivizi să se simtă empowered, să nu fie să stai pe couch toată ziua, să te uiți la televizor și așa mai departe. Ai self-worth și ești parte din comunitate, plus că primești un salar. Noi avem acum programe educaționale care învață social skills, life skills, communication skills și work skills. Deci de la A la Z. Vii în programul nostru, după 2-3-4 ani de zile, pe când ajungi să fii independent, la 18 ani, să termini liceul sau știu eu ce studii faci, ai șansa să trăiești o viață independentă, să ai un job, să primești un salariu. Și acum Statele Unite, Federal Government, se uită la programul nostru și discutăm cu ei posibilitatea să îl extindem peste tot în Statele Unite și ne-am dorit din tot sufletul să începem și internațional. Și cel mai frumos loc pentru noi ar fi România, să începem chiar acasă la noi în țară, să ajutăm, pentru că, într-adevăr, suntem cetățeni americani, dar suntem și cetățeni români și în sufletul nostru chestia asta nu s-a schimbat niciodată. Vă gândiți că peste 10-20 de ani vă veți întoarce în România, cum fac foarte mulți, la o anumită vârstă se întorc în România, după ce și-au terminat, să spunem așa, aventura în America. Voi credeți că vă mai întoarceți tu și cu fratele tău? Cred că eu aș fi mai de mare folos și valoare pentru România, în afara României, decât în România la ora asta. Pentru că dacă noi reușim să fim, cum sunt eu, fratele meu și alți români în afara României, să devenim modele și alți oameni să se uită la noi, să zică, uite, e român într-adevăr, dar uite ce treabă bună face pentru comunitatea noastră, asta ajută imaginea României acasă. And KMK is our dreams will might come true.